O informație de ultim moment, Adrian Oroș, ministrul agriculturii, și-a depus demisia în această dimineață la guvern, iar informația vine de la Alex Vlădescu, premierul nu i-o acceptă, îl mai ține 15 zile. Cum e, Alex? Bună ziua, Andreea. Da, este informația momentului. Premierul Florin Câțu nu îi va accepta demisia ministrului agriculturii, deși știm că este un act unilateral. Din informațiile noastre, potrivit Constituției României, iată, premierul are acest drept ca timp de 15 zile să nu ia act de demisia ministrului agriculturii Adrian Oroș, care și-a depus demisia în această dimineață din această funcție. Știm că a făcut marele anunț încă de ieri pe pagina sa de Facebook. Știm foarte bine că Adrian Oroș este un apropiat a lui Ludovic Orban, prin urmare oricum nu mai era bine văzut în actualul cabinet, așa că a ales să plece ca să nu fie el demis. Întrebarea este de ce Florin Câțu nu-i acceptă demisia. Răspunsul este foarte simplu. Premierul speră să vină în Parlament cu o listă întreagă de miniștri pentru posturile lăsate libere de USR și atunci să facă și această numire pentru Ministerul Agriculturii. Prin urmare, acesta este motivul pentru care deocamdată demisia lui Adrian Oroș premierul nu va lua act de demisia acestuia. Mulțumesc, Alex Vlădescu, pentru informații. Urmărim ce se